Am schimbat profilul emisiunii, discutăm despre politică, iar intro-ul acestei emisiuni este unul important pentru că alături de mine în această seară este unul dintre cei mai influenți, cei mai cunoscuți, dar necunoscuți politicieni ai României, necunoscut neapărat din perspectiva sociologică, dar cunoscut în toate partidele și în special în Partidul Social Democrat, profesorul, sociologul și politicianul Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD. Bună seara! Bună seara! Cum vi s-a părut această melodie din sudul României, domnule Dâncu? E o melodie care îmi place și eu am auzit-o în sud aici, pentru că foarte mulți dintre politicieni la chefurile noastre sau la zilele lor de naștere puneau această piesă. Cred că era un fel de act ratat pentru majoritatea, pentru că cu toții foloseau asta ca un fel de incantație, pentru că foarte multora dintre ei era frică de pușcărie. Și unii au intrat în pușcărie. Și nu întotdeauna... E un fel de incantație în sensul ferește-mă, Doamne, de pușcărie, spre ceea ce știu că urmează să mă îndrept. Cred că încercau să alunge gândul majoritatea, dar era un fel de incantație, care probabil că era un fel de act ratat. Altfel, piesa e frumoasă oricum. N-a fost creată în perioada asta, a fost creată într-o perioadă mult mai veche, este o piesă interbelică, din câte știu eu, și nu cred că are legătură cu politica românească de azi. Dar este o formă a mentalității noastre. Ați ascultat-o de multe ori cu Liviu Dragnea? Nu știu, cred că am ascultat-o și cu Liviu Dragnea, pentru că am avut o perioadă în care am fost prieteni apropiați și în această perioadă am ascultat piese și cred că am ascultat și piesa asta. Nu mă aduc aminte foarte precis dacă chiar am ascultat-o. El zice că da. Se poate. Aici... Mai asculta și cealaltă capitane de județ, dar vreau să discutăm în seara asta despre lucruri importante și să nu ducem neapărat în derizoriu această emisiune importantă, zic eu. Capitane de județ este o altă manea cu trimitere la pușcărie, la diverse... Știu piesa asta, știu că îi se cânta lui Liviu Dragnea de către prieteni de legătură. Când era în forma maximă politică sau când era la începutul? Când era capitan de județ. Capitan de județ, adică la Telorman. Când mă gândesc că se întâmplă, deși pare absurd, ca fiica și fiul meu să trăiască într-o Românie în care Nicușor Constantinescu, Oprișan sau Dragnea se visează miniștri, îmi vine în minte doar două gânduri. Emigrarea sau haiducia, apropo de capitane de județ, înseamnă că statul este complet absorbit de grupări și clanuri, iar politica nu mai are sens. Are loc o tribalizare a politicii. Am vrut ca politica inutilă să se termine cu cuvântul speranță, chiar și cuvintele pot să moară. Am citat din Vasile Dâncu. În 2008, înainte să fiți lider important al PSD, așa cum sunteți acum, și înainte să vedeți fizic, să participați la foarte multe momente politice, care au legătură și cu socializarea, cum am văzut melodia de dinainte, și care au legătură și cu partea mai ocultă, mai ascunsă a societății și a politicii românești. Dragnea nu că a ajuns ministru, a ajuns un ministru foarte puternic după 2008. Prietenul dumneavoastră. Mi-am dat demisia în 2008, când eram un personaj politic destul de puternic. Eram vicepreședintele partidului. Acum sunteți președintele atunci. Consiliului Național. Da, eram vicepreședinte și era după o ședință în care au încercat și au votat dizolvarea unor organizații, inclusiv cea de la Cluj. Și am scris cu adevărat aceste rânduri. N-am crezut că o să fie profetice. Era și o supărare de moment, dar o constatare pe care după aceea am trecut-o și în... am sociologizat-o, ca să zic așa, că am scris și am și acum o carte în manuscris aproape gata despre tribalizarea politicii în România și democrație. Deci am teoretizat după aceea aceste lucruri, pentru că mi-am dat demisia și 8 ani am rămas în afara politicii. În acești 8 ani, până în 2016, sunt unii care spun astăzi că, de fapt, am fost cel mai puternic om din România.
în spatele fotbalului, în spatele mai multor lucruri. Aici ați fost. Aici m-ați întrebat de drag. Nu aveam nimic, eram nimic din punct de vedere politic, social. Ați fost și sunteți. Sigur că mi-ar place să fiu atât de puternic. Pentru că puterea este un drog până la urmă. N-am simțit însă niciodată dorința de putere. Să vă spun cu această întâmplare, pentru că vă o să vorbim, văd că l-a spus, nu știu dacă este și pe ecran, pe Liviu Dragnea aici. Știu că sunteți un tip, un personaj emoțional și emotiv într-un fel. Tatăl dumneavoastră este poet, a scris și poezie și aveți filonul ăsta ardelean din zona Năsăudului mai emoțional. În același timp sunteți capabili și de sentimente dure câteodată. Vreau să spun, apropo, uitându-vă la Liviu Dragnea, când l-ați văzut că intră la pușcărie și văzând melodia de început sau maneaua de început al emisiunii, n-ați simțit așa o emoție, o tristețe a faptului că prietenul dumneavoastră, până la urmă, și fratele dumneavoastră politic intră la pușcărie, așa cum se cânta în maneaua aia, aproape profetic, pe care, într-adevăr, la chefuri o tot repetau și o puneau cu diverse ocazii. Am avut un sentiment de tristețe, recunosc, când a plecat el la pușcărie. Mi s-a părut atunci că este nedrept să-i se întâmple asta. Eu nu cred că la finalul unei cariere politice trebuie să aștepte pe oameni pușcăria. Și atunci, de fapt, nu înțelesesem, deși am avut destule ocazii să-l înțeleg, să-l cunosc pe Liviu Dragnea mai bine, văzând astăzi comportamentul lui, îmi dau seama că a fost un fel de tristețe inutilă, pentru că nu a ajutat la nimic, nu m-a ajutat nici pe mine, nici pe el. Și nu-mi place să vorbesc despre el, am fost întrebat în ultima vreme, pentru că m-a tot atacat cu diverse teme. Mi-am adus aminte că textul ăla l-am scris și după aceea, 5 ani de zile, nu l-am mai văzut pe Liviu Dragnea. M-a rugat un prieten de la Cluj să-l primesc la Cluj pentru că... Ce prieten? Un prieten bun de-al meu, Ioan Rus. Pentru că mi-a spus, uite, chiar vrea să fac un proiect politic important și are nevoie de tine. Știe că ai o pasiune pentru descentralizare și regionalizare și că poți să faci acest proiect. Și cu greu am acceptat să reîncep o legătură cu Liviu Dragnea. Evident că el s-a folosit de mine, așa cum s-a folosit de toată lumea, ca niște scări spre putere, spre a ajunge undeva, spre a cunoaște oameni. Și acum, sigur, dumneavoastră nu v-ați folosit de el? Nu m-am folosit niciun fel. Am avut o relație care mi s-a părut că era o relație de prietenie la un moment dat și asta ajunge. E foarte important pentru cineva. Prietenia adevărată? Să aibă un prieten. Care decurge din ce? Dumneavoastră sunteți un om care scrieți cărți, ați scris, veți scrie, un om cu acces la idee, cum îmi place mie să spun. Am copiat-o asta de la un profesor de la Cluj, acces la idee. Sunteți un om care... aveți toate lecturile necesare pentru a ajunge în politică, Dragnea nu le avea. Ce amiciție se poate lega între un profil intelectual al lui Vasile Dâncu și profilul uman, până la urmă, non-intelectual al lui Liviu Dragnea? Prin ideile mele, prin proiectele mele politice pe care le-am făcut într-un moment când nu eram membru de partid, pentru că am devenit membru de partid în 2020, am redevenit membru de partid. Dumneavoastră ați fost ministru în 2000, când Dragnea nici nu visa să ajungă ministru. Prin intermediul lui și a folosit foarte multe din ideile mele. Am construit politici publice în cele trei guverne, am construit un proiect de regionale și descentralizare a României. Am făcut câteva lucruri. Toți avem obsesia ca ideile noastre să fie puse în practică. Ne simțim bine și intelectual să credem că avem forța de a produce o schimbare în societate. Și ați încercat să-l modelați, să-l ajutați pe Liviu Dragnea să-și depășească condiția. I-ați făcut cunoștință cu George Maior, bunul dumneavoastră prieten care era directorul SRI. Pentru că așa înțeleg, apropo că dumneavoastră spuneți că nu l-ați folosit pe Liviu Dragnea, el v-a folosit. Așa ați spus. De exemplu, v-a folosit pentru a crea o relație mai bună cu George Maior. Fotografia asta, de exemplu, este de la o întâlnire cu Uniunea Scriitorilor. Unde... Dragnea la Uniunea Scriitorilor, asta e o glumă? Sau? Nu este o glumă, a fost o conferință a Uniunii Scriitorilor la Cluj,
Liviu Dragnea a venit la Cluj cu mine la această conferință a Uniunii Scriitorilor, s-a întâlnit cu conducerea, a promis și a făcut niște lucruri atunci pentru Uniunea Scriitorilor bune, a făcut o impresie foarte bună atunci oamenilor din conducerea Uniunii Scriitorilor, dacă bine mă aduc aminte, că poate între timp s-a schimbat părerea, dar atunci a făcut o figură foarte bună. Da, Dragnea s-a folosit nu numai de mine, s-a folosit de mai multă lume și nu vreau să vorbesc. Spuneam, eu îmi respect trecutul și îmi place să cred despre mine că sunt om de onoare. Nu vreau să-i prejudiesc cu nimic imaginea. Dar spun un lucru, pentru că el a început să spună tot felul de lucruri care sunt inexacte. Poate să amintiri false pe care și le creează omul în pușcărie, dar el s-a folosit de toată lumea și mi-a trebuit un mare talent de scriitor, deși sunt și membru al Uniunii Scriitorilor. Știu. Ca să pot descrie modul lui de a se gudura pe lângă serviciile secrete sau să ajungă în relații cu procurori din DNA. Deci acestea sunt lucruri care... Asta e o chestie interesantă și s-a apropiat de procurorii... N-a reușit să facă asta și probabil că... A stat la masă cu doamna Chioveș și așa cum a stat și dumneavoastră. Asta la chilia în port, varianta statului de drept... Este o chestie confirmată că se cânta pe la diverse mese? Putea să stea, pentru că era oficial, era președintele Parlamentului, era președintele unui partid, dar asta nu înseamnă că putea să influențeze aceste instituții. Pot să vă dau un exemplu? Apropo, din opinia mea sau din ceea ce știu că a reușit domnul Dragnea la momentul respectiv fiind ministrul dezvoltării, în 2014, în parcarea de la Ministerul Dezvoltării, procurorii DNA l-au ridicat, l-au arestat pe Valentin Preda, secretar de stat PSD, de la Constanța, de la Ministerul Transporturilor. Acest domn Preda, care era în anturajul Nicușor Constantinescu, despre care dumneavoastră a scris și Mazăre, avea o pungă de plastic, de-aia cum se duce la de un leu, unde avea un aparat de fotografiat. El oprise mașina și urma să intre în Ministerul Dezvoltării pentru a aduce acel aparat de fotografiat lui Liviu Dragnea. Pe acel aparat de fotografiat erau fotografiate documente de la SRI în legătură cu dosarul Teldrum. N-a mai ajuns domnul Preda, secretarul de stat, să intre în biroul lui Liviu Dragnea, ci a fost luat în fața Ministerului, dus la DNA, s-a făcut un dosar, a fost condamnat la pușcărie. Dar partea de flagrant, partea închiderea dosarului, ca să zicem așa, că era un dosar de scurgere de informații din DNA, nu s-a mai întâmplat. Și domnul Dragnea n-a mai trebuit să dea explicații pe acest dosar. Îmi aduc aminte de acel scandal public. Am vorbit odată despre asta. Liviu Dragnea mi-a spus că n-avea nicio legătură cu asta, așa încât nu pot să... Îmi aduc aminte de acest scandal public, dar nu știu care este adevărul aici, de partea cui este adevărul. Haideți să mergem mai departe, să depășim momentul ăsta. Nu reau ce ați spus la un alt post de televiziune, apropo de minciuni. M-a interesat să văd și să vadă telespectatorii că într-adevăr a existat o relație de prietenie, că relația s-a încheiat când, ca să închidem și partea asta a subiectului. Cred că la un moment dat Liviu Dragnea mi-a și mărturisit odată că este Scorpion și că îi pare rău că pe mine nu m-a promovat în partid niciodată sau că nu m-a promovat în funcție de premier, deși n-am vorbit niciodată despre asta. El spune că i s-a sugerat să fie o premier, dar noi n-am vorbit despre chestiunea asta. În prima variantă a guvernului am fost pe lista guvernului ca ministru al culturii și ca vicepremier. În prima variantă. După ce a venit respingerea din partea premierului, din partea președintelui Klaus Iohannis, eu m-am retras din guvern, din acel guvern, din al doilea guvern care a fost propus, pentru că... Guvernul Grindeanu. Pentru că... Dar colegului dumneavoastră de acum din PSD. Da, pentru că am auzisem de proiectul Ordonanței 13 și am spus că eu nu o să pot să fac parte din acest guvern care... este obligat să facă... Dar ce era cu Ordonanța 13 atât de infamă? Dacă ne uităm la opinia publică și am făcut multe sondaje în perioada aceea pe această temă,
vedeam că lumea este de acord cu ceea ce era atunci amnistie, grațiere, dar să fie făcută prin Parlament, să fie făcută pentru cauzele legate de infracțiuni ușoare, dar nu pentru corupție și pedofilie sau alte lucruri. Ori toată lumea percepea acest dar proiect. Dumneavoastră credeți că Liviu Dragnea a făcut pușcărie pentru corupție? Păi nu știu foarte bine pentru ce a făcut pușcărie, dar eu n-am putut să particip la proiectul ăsta, că mi-am dat seama ce se va întâmpla în societate și nici nu... Nu vă întreb cât se poate de sincer. A angaja două fete la partid când ele au un alt job în altă parte, n-ați mai auzit lucrul ăsta în zona politică din România? E prima dată când ați auzit așa ceva? Nu, am mai auzit de chestiunea asta. Eu nu, asta este corupție în accepțiunea dumneavoastră? Eu nu sunt... n-am niciun fel de pregătire în drept și nu pot să judec justiția în acest moment. Și mai ales nici emoțional acum, nu mai am același sentiment pe care l-am avut, ca să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, atunci când a fost condamnat. Atunci, al momentul ăla, ați simțit, ați avut o... Am fost alături de el. Emoțional. Rațional nu puteam să fiu de acord cu alte moduri de a prelua partidul, de a duce partidul de la 46 la 20, de a crea... Am întrebat de trei ori pe Liviu Dragnea în emisiunea de joi și n-a știut să... Adică n-a putut să-mi dea un răspuns, din punctul meu de vedere, convingător pe subiectul ăsta, da? Chiar acum încheiem subiectul legat de Liviu Dragnea. Cum a putut pierde partidul 25% în 2 ani și jumătate? 2 ani și jumătate aproape. A fost un lucru foarte clar. Transformarea managementului politic într-un management 100% clientelar. Un fel de butic politic. Numirea de 100 de miniștri aproape în 3 ani de zile au însemnat tranzacții generate de frica de a nu pierde partidul, de a crea mereu majorități bazate pe tranzacție. Nu poți să duci mult timp o asemenea politică de partid, distrugi partidul și distrugi imaginea lui. Noi am pierdut și noi și România am pierdut foarte mult în acea perioadă sub raport de imagine. El a făcut și lucruri bune, a avut și sentimente corecte, dar în modul acesta de a face managementul de partid ne-a dus în acel loc. Vom avea mult de lucru pentru ca să schimbăm lucrurile. Bun, politica... stricate în 2 ani de zile. Pentru că în 2 ani de zile, 2 ani și jumătate s-a produs tot acest dezastru. Ei, și revenind la PSD, nu vă merge chiar așa de prost, domnule Dâncu, în sensul că partidul a crescut în sondaje. Mâine, ca să intrăm în actualitatea politică, înțeleg că PSD nu va merge cu o propunere de prim-ministru la Cotroceni. De la ora 22 va fi invitat domnul Rafila, teoretic premierul propus și anunțat de președintele Ciolacu în ultimele X luni, un an de zile. De ce nu mergeți cu domnul Rafila? N-am hotărât încă definitiv acest lucru. Din discuțiile informale pe care le-am avut noi în această perioadă, am ajuns la următoarea concluzie. În acest moment de criză în care primarii noștri au fost și președinții de Consiliu Județene, au primit alocări absolut penibile, adică în disprețul legii. În momentul în care președintele s-a pronunțat deja că nu o să pun un premier al Partidului Social Democrat, încă înainte, dacă am fi văzut că domnul Câțu, după ce vede că are o majoritate împotrivă, are 281 de oameni împotrivă în Parlament și ar fi dat demisia, am fi înțeles că președintele vrea să reseteze politica și atunci noi ne prezentăm cu programul și cu candidatul. În momentul ăsta nu ne dăm seama care sunt intențiile. Vedem că intenția principală este aceea de a reface alianța în jurul lui domnul Câțu. Cel puțin așa știm noi. PNL nu-l mai propune pe domnul Câțu. Dar nu e ciudat, dumneavoastră nu propuneți, PNL-ul nu propune pe nimeni, nici pe domnul Câțu măcar. Nu există posibilitatea de a face o majoritate stabilă, puternică, chiar dacă în momentul ăsta noi încercăm. Să reseteze președintele această situație, să revină la rezultatele alegerilor trecute și atunci discutăm.
Dar așa rămâne o singură soluție. Rămâne o singură soluție. Alegerile anticipate în care ne întoarcem la popor și vedem fiecare cât obține și atunci facem majoritatea. Acum să fim din nou penibili, să mergem din nou cu domnul Rafila și să ni se închidă ușa în nas, mi se pare că este un lucru care... Forțați mâna președintelui Iohannis. Acum nu vă învăț o strategie politică. Este simplu. Faceți un acord cu domnul Cioloș, aveți relații foarte bune cu Dacian Cioloș. Nimeni nu poate contesta asta. Aveți o comunicare bună chiar și cu George Simion. Dar adică dumneavoastră, domnul Vasile Dâncu, puteți să vă puneți la masă cu acești doi domni. Ați dovedit această majoritate în Parlament, l-a strântit pe Superman Florin Câțu. PSD, AUR și USR pot da o majoritate puternică. Mergeți cu un prim-ministru la Cotroceni, cu niște liste semnate și credeți că vă poate refuza Klaus Iohannis? Sigur, noi suntem incompatibili ca partide, chiar dacă unii dintre noi suntem personal, suntem prieteni. Există incompatibilitate în acest moment între PSD și USR Plus, de exemplu. De ce spuneți asta? Păi, Dacian Cioloș este un om de stânga. În esență, el ca fundament este un om de stânga și știm lucrurile astea. Așa-l percepem noi, dar el se vede de dreapta. Dacian Cioloș și dreapta... Puncte. Aveți multă experiență și cunoașteți, aveți și relație personală cu Dacian Cioloș și cunoașteți concepțiile. Nu este un om de dreapta, Dacian Cioloș. Iar George Simion este... Cum este George Simion? Că am văzut fotografie de la începutul anului, când v-ați văzut cu Marcel Ciolacu la birou dumneavoastră. Aceste două partide sunt partide tinere, partide din afara mainstream-ului politic. Sunt partide care refuză partidele din sistem. Nu refuză dreapta, pentru că dreapta are președintele și atunci nu poți să refuzi pe președinte, decât după scandaluri foarte mari. Deci ei nu vor face în momentul acesta o înțelegere cu Partidul Social Democrat, pentru că se neagă pe sine. Pentru că cea mai mare parte din programul lor a fost lupta cu PSD, războiul cu PSD. Și atunci este... Cine? Dacian Cioloș se neagă pe sine? Nu Dacian Cioloș. USR Plus. USR Plus un partid care au... Eu țin minte că la Palatul Victoria Dacian Cioloș vă suna foarte des să vă ceară sfatul în calitate de vicepremier al cabinetului Cioloș. Și l-ați învățat de bine, cum se zice, prin Ardeală, Dacian Cioloș. Am învățat unul de la celălalt. Am lucrat împreună la niște proiecte care erau transpolitice. Nu aveau legătură cu partidele noastre. Am încercat, am făcut codul administrativ. El nu avea partid atunci. Am început o grămadă de lucruri. Nu avea partid, însă era reprezentantul Dreptei acolo, în acel... Nu l-a pus Liviu Dragnea. Liviu Dragnea mi-a propus pe mine. Sigur că Liviu Dragnea a negociat cu președintele României și cu ceilalți să merg eu acolo, domnule, pentru ca după aia să le spună la cei din partid că m-a pus Iohannis, că el n-are nicio legătură. Domnule Dâncu, dumneavoastră sunteți un om de dreapta, în sensul că ați fost antreprenor, ați avut firme, ați avut afaceri, ați dat salarii, da? La noi lucrurile. Sunteți mai de dreapta decât Dacian Cioloș de 1000 de ori. Dacian Cioloș a fost amploiat al statului sub diversele lui forme în ultimii 20 și ceva de ani de când are carieră publică. Asta e valabil pentru România. În România lucrurile stau invers. Cei mai mulți liberali, dacă vă uitați, au fost angajați la stat. Și pesediștii, o grămadă, au fost antreprenori. Nu chiar toți pesediștii. Bun. Așadar, nu mergeți la Cotroceni cu o propunere și așteptați de la președinte ce? Să vedem intenția președintelui. Cum vrea să rezolve această criză? Pentru că a pornit această criză, într-un fel sau altul, a stat în spatele ei tot timpul. O parte, criza politică, este într-o anumită măsură și... coparticipant, să spunem, și trebuie să rezolve această problemă. A vrut guvernul lui a eșuat în momentul ăsta să reseteze lucrurile, să-l demită pe Câțu, de exemplu, și să spună se resetează, o luăm de la zero. Cine vine cu propuneri și cu program? Altfel, să ne ducem din nou ca penibili și să ne trântească ușa în nas, nu mi se pare... Am văzut și această tendință de a face o punte peste weekend. Dacă ar fi fost chiar așa o urgență crizele sau criza crizelor în care ne aflăm noi acum, atunci s-ar fi dus imediat, ar fi chemat la Cotroceni să vină partidele, așa a vrut să lase partidele să se gândească. Ce să se gândească partidele? Pentru că domnia sa știe foarte bine că nu se poate face în acest moment o majoritate solidă în condițiile în care e lăsată speranța
că USR va face cu PNL, vor reface această coaliție, singura speranță, o spun toți cei de dreapta, și atunci noi ar trebui să repetăm un lucru care l-am făcut înainte. Noi am mai făcut o greșeală când am votat, sigur, sub presiune populară, guvernul Orban în Parlament. Ne-am învățat minte și cred că nu mai merge cu naivități. Ne ocupăm... De cu ce v-ați învățat minte, domnule Dâncu? Pentru că ați votat guvernul Orban și în 6 luni ați câștigat alegerile. Am câștigat alegerile... Parlamentare. Dar la ce ne-au folosit câștigul alegerilor? Că nu ne-a folosit la nimic. Păi toată discuția se învârte în jurul președintele României. N-aveți o relație bună cu președintele României, dumneavoastră, ca lider al PSD? Nu avem nicio relație cu președintele României. Nici directă, nici mediată? Eu n-am nicio relație nici directă și nici mediată cu președintele României. Ați susține un guvern minoritar PNL cu un alt prim-ministru? Nu putem să susținem pentru că este, noi considerăm că nu numai premierul a fost problema. Asta era lozinca celor de la USR Plus. Noi am spus întotdeauna și textul moțiunii noastre a fost scris în această idee. De vină pentru actualul eșec politic este guvernul USR Plus PNL UDMR. Deci faptul că își schimbă premierul pentru noi nu este o garanție. Este USR din ecuație, rămâne guvern liberal, minoritar, cu susținerea PSD din Parlament. După ce am dat jos un guvern, ne-am negat pe noi și ne-am supărat întreg electorat. Păi nu, vine alt prim-ministru, un domn din Ardeal, de exemplu. Nu avem niciun domn din Ardeal la PNL care să aibă simpatii PSD-iste sau să facă politică de stânga. Deci noi nu putem să... Nici care să fie simpatizat în PSD. Nu ne negăm pe noi înșine susținând guverne de dreapta și minoritare. Avem ca o concluzie, nu fac apel neapărat la politicianul Vasile Dâncu, ci la sociologul. Când credeți că vom rezolva totuși problema asta complicată din România, problema politică, pentru că avem probleme sociale complicate? Ați văzut, oamenii încep să iasă în stradă. O să vedem și ultimele rezultate ale sondajului, ale casei de sondare IRES. Două sondaje, unul pe zonă politică și unul pe zonă sanitară, pandemie. Când credeți că scoatem la liman țara din punct de vedere al stabilității politice? Mijlocul octombrie, noiembrie, decembrie? Din perspectiva asta, nu cred că vom reuși să o facem anul acesta. Ar fi mare lucru dacă se va întâmpla anul viitor. Păi și cum rămâne Câțu interimar, minoritar, cum? Nu știu cum se va întâmpla. Nu înseamnă că ieșirea lui Câțu va elimina criza politică. De fapt, nici nu știu dacă... Aici politicul a fost cel mai rău lucru care s-a întâmplat. Este vorba de lipsă de specialiști. Este vorba de un guvern care nu a avut știința guvernanței. N-au făcut nimic important. S-au bătut numai pentru funcții, apoi s-au bătut pe ministere, apoi pe bani, a fost o bătălie, apoi pe justiție. Ar fi deci, prima dată când se bat politicienii pe bani. Și dacă punem întrebarea... din coaliția lor, vom ajunge probabil la același loc, aceeași bătălie. Anticipate, ziceți dumneavoastră. Acum vedem dacă se întâmplă prin primăvară, dar nu e complicat. Adică eu nu înțeleg cine va conduce România până în primăvară. Bun, ok, să înțeleg că până în primăvară se merge pe scenariu. Și până la urmă, cine conduce România până în primăvară? Președintele este cel responsabil cu construcția unei majorități. A fost guvernul meu. Tot băgați la colț pe președintele Iohannis. Păi noi și cum se rezolvăm criza? Țara e într-o situație foarte complicată acum, serios. Președintele numește premierul. Ioan Aurel Pop sau Vasile Dâncu. Dacă vă desemnează premier, ce faceți? Nu are cum să desemneze premierii care nu sunt pe lista partidului care au câștigat alegerile în 2020. Nu pot să desemneze președintele chiar pe oricine. Dar v-ați înhămat la formarea unui guvern? Este o decizie politică aceasta, nu este o decizie pe care o iau un singur om. Depinde de condiții. Dacă există posibilitatea de a face o coaliție puternică, evident că Partidul Social Democrat nu refuză mersul la putere. Dar, nici dumneavoastră. Eu personal n-am nicio legătură cu asta. Eu nu candidez în niciun caz pentru o funcție de premier în acest moment. Și și nici nu-mi doresc asta. Avem oameni pregătiți în acest moment pentru acest rol. Nu sunt eu acela și avem și un program pregătit pentru asta. Din punctul dumneavoastră de vedere, ieșirea USR Plus de la guvernare a fost pentru țară
Da, dați-mi cel la slide să vedem cum au receptat românii ieșirea USR de la guvernare. Nu, ăsta este cu PSD-ul, e bun și ăsta. În cazul în care una dintre cele două moțiuni va fi adoptată, ceea ce s-a întâmplat și guvernul actual va cădea, care este partidul, care sunt partidele care vor ajunge la guvernare? Uitați, respondenții spun că 30% PSD va ajunge la guvernare, deci există o acceptare în ceea ce a sondat sau ce au sondat cei de la IRES, PNL 11%, USR plus 5%, PNL USR plus doar 5%. Deci oamenii nu mai văd valabilă și posibilă o revenire a acestei alianțe PNL-USR plus UDMR la putere. Bine, asta este o prognoză pe care oamenii o fac. E o prognoză și un fel de testare a unui fel de orizont de așteptare, dar sigur că dacă întrebi cu cine ar vota pentru următorul guvern, atunci ies alte cifre și atunci PSD-ul iese mult mai sus și partidele din Parlament ies mai sus. Dar aici, de exemplu, la cei din care sunt pe ultimele locuri în alegerile din 2020, sigur că au un procent mai mic aici, pentru că ei nu cred că ar putea să facă guvernul, de exemplu. Dar uitați, aici sunt și combinați între partide. Sigur că PSD-ul, din perspectiva opiniei publice, este dorit și în sondaj are o cifră destul de importantă. Dar singur... Cât ați măsurat PSD-ul? Că în sondajul ăsta nu am văzut un scor al Partidului Social Democrat, de fapt nici un scor al celorlalte partide. Nu avem aici un slide pentru asta, dar Partidul Social Democrat este undeva peste 40%, dar peste 40%. Noi nu luăm în calcul aceste cifre care apar acum, pentru că este vorba de un vârf de emoție, este o emoție negativă față de guvern și lucrurile se mai schimbă atunci când se liniștește, să spunem, acel val de furie socială. Însă, oricum, suntem într-o creștere continuă și acest lucru ne face să... Dați-mi cel la slide, mă scuzați, domnule Dâncu. Să ne simțim responsabili și nu putem să facem aventuri politice de genul de a vota guverne. Nu vă este frică că se va ajunge în momentul, poate nu acum, peste câteva luni, în momentul în care o anumită parte a publicului va spune PSD avea posibilitatea să stabilizeze situația în țară și n-a făcut-o, alegând să facă un joc cinic, să stați pe margine și să vă uitați la partidele de dreapta, centru-dreapta, cum se afundă. Cum s-a întâmplat pe vremea Convenției Democrate? Pentru că am văzut în weekend am revăzut prima emisiune în care ați apărut la un post de televiziune național, la Antena 1. Era Marius Stucă, moderator, și sociologul Vasile Dâncu de la Cluj. 1998. Exact. Vasile Dâncu, exact într-o situație oarecum similară cu ce se întâmplă acum în România, a venit sociologul de la Metro Media Transilvania de la Cluj. Repet, Vasile Dâncu, ați făcut o radiografie a situației politice de atunci care seamănă foarte mult cu ce se întâmplă acum în România. E adevărat. Îi lăsați să-și rupă gâtul. Cum s-a întâmplat cu cedere. Nu îi lăsăm să-și rupă gâtul, însă în acest moment noi, oricând ne-am zbate, în această situație de acum, decizia este la președintele României. Este responsabil cu decizia privind cine să facă majoritate. Da. Din punctul dumneavoastră de vedere, întrebarea ieșirea USR plus de la guvernare, repet, a fost pentru țară. Alegătorii PSD spun că a fost un lucru bun în proporție de 67%, da? Cei de la PNL 31%, aproape din jumătate din cei care spun că sunt liberali, spun că a fost un lucru bun să iasă USR plus, apropo și de atmosfera din PNL. Evident, useriștii tot așa, 31%, spun că e bine că a ieșit de la guvernare, cum să spun, îmbrățișând opoziția. Da? Deci există un public important al USR care își dorește să fie în opoziție. Există un public important al PNL care își dorește ca USR să fie în opoziție. Pentru motive diferite însă. Evident. Și evident PSD-iștii își doresc ca USR să fie în opoziție. Deci văzând aceste cifre, pare destul de rațional că viitoarea guvernare va fi PSD-PNL sub o formă sau altă. După alegerile anticipate, probabil se poate reseta viața politică și atunci se va vedea ce se întâmplă. Însă va fi foarte complicat de făcut
Și eu nu văd probabil o alianță dintre Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, pentru că a avut doi conducători care în ultimii ani au vorbit tot timpul și au făcut campanie, și președintele României din același partid, care și-a făcut campanie împotriva Partidului Social Democrat. Ați văzut, am avut lupta cu COVID-ul și cu PSD-ul. Astea au fost cele două sintagme importante la începutul acestui război. Războiul cu PSD-ul și cu COVID-ul. Și este foarte greu să mai faci alianțe de genul acesta, indiferent de condiții, în condițiile în care s-a născut o emoție negativă între partide. Trebuie să colaborezi în teritoriu. Și chiar dacă aceste două partide au, din perspectiva studiilor noastre, o anumită similaritate a publicurilor în ceea ce privește modul de schimbare a României, viteza de schimbare a României, un anumit conservatorism și un anumit naționalism conservator oarecum. De ce nu renunță? Sunt partide incompatibile, cel puțin în acest moment. În acest moment nu poate fi gândită nicio uniune. În interes național, totul poate fi compatibil, domnule Dâncu, dacă se pune problema în cheia asta. Sigur că poate fi compatibil. S-au făcut aceste încercări. Noi avem și o experiență care pentru unii pozitivă, dar per total nu a fost neapărat cel mai bun lucru, USL-ul. USL-ul care trebuia să facă două lucruri foarte importante, luate ca angajament de Ponta și Crin Antonescu, să facă descentralizarea, reforma statului și regionalizarea. Așa cum l-ați trăinuit pe Liviu Dragnea, că el era da, cu el trebuia să facă asta și am lucrat... Iar dumneavoastră erați în spate. Un an de zile la acest proiect. Și Crin Antonescu trebuia, pentru că erau liberali și ne-am gândit să facem o Constituție liberală, trebuia să conducă o comisie de modificare a Constituției și finalmente aceste două proiecte importante să finalizeze și ideea unei posibile coaliții dintre partide de stânga și de dreapta, ca soluție la criză. De ce nu renunță președintele Iohannis la Florin Câțu? Nu-mi dau seama, poate fi și un orgoliu, pentru că este greu să recunoști că greșești în politica românească, dar nu cred că va rămâne președintele României consecvent multă vreme dacă se accentuează criza cu această soluție. Până la urmă, orice președinte, chiar dacă nu mai are alegeri, are o bătălie cu istoria în acest moment și asta este importantă. Și s-ar putea ca președintele să renunțe la Florin Câțu și să facă această alianță înapoi asta, și atunci e gata soluția. Și noi, asta cu bătălia cu istoria este o chestie delicată, trebuie explicată poate pe câteva minute și nu mai avem minute în plus. Bătălia cu istoria este o chestiune foarte complicată. E bătălia cu manualul de istorie. Depinde cum rămâi. Asta n-ați reușit să explicați lui Liviu Dragnea, deși ați fost mentorul lui ani de zile. E greu să pui acolo unde nu poate fi pus ceva. Ce vreau să spun? Deci, să știți că criza nu poate continua, că ați spus pe primăvară, expiră interimatele miniștrilor, cei plecați de la USR, după 45 de zile, există incapacitatea tehnică de funcționare a unui cabinet fără drept de semnătură. Deci lucrurile nu pot dura foarte mult până în primăvară, cum spuneți dumneavoastră. Colegii noștri liberali din Parlament, juriști pe care îi respect pe unii dintre ei, ne-au spus următoarea interpretare. Curtea de Constituțională va spune în felul următor. Există un precedent din vremea guvernului Boc. Și din moment ce guvernul a căzut, da, nu mai este necesar să-i aducă în Parlament, pentru că guvernul este căzut oricum, ca să fie confirmat. Va fi o dezbatere. Cu siguranță va fi o polemică politică între noi și ei. Miniștrii care nu sunt, cărora le expiră acum interimatele, nu o să mai mă drept de semnătură pentru salariile din minister. Se va întâmpla cum a fost în vremea guvernului Dăncilă, când FIFOR, de exemplu, era Ministerul de Interne, i-a expirat interimatul de 45 de zile și nu a putut plăti salariile polițiștilor. Lucrurile sunt foarte complicate. Nu a avut să se loc o moțiune de cenzură în care să reseteze totul în acel moment. Nu era o moțiune de cenzură. Eu sunt de părerea pe care o spuneți, dar v-am relatat cum va face puterea acest switch. Păi și cât va dura? 4-5 luni switch-ul ăsta? Nu-mi dau seama. Eu nu sunt constituționalist, nu înțeleg cum s-ar putea trage de timp, dar cu siguranță că există metode. Asta este sentimentul meu.
că se va încerca. Și vă spun de ce. Și asta este o chestiune, am mai spus-o la o televiziune astăzi. Și acum îmi pare rău că repet. Există un Eldorado la care visează toți cei din coaliția de centru-dreapta, PNRR-ul. Inclusiv cei de la PSD. Noi nu visăm pentru că nu suntem în poziția de a împărți. PSD-iștii nu vor bani. Sau nu, nici măcar nu ni s-a arătat PNRR-ul. În Parlament a fost un simulacru de discuție despre acest proiect. Depinde important dacă pentru ești un om lacom sau nu. Cei de la putere însă visează la asta, spunând că dacă 6 luni de zile vor veni câteva miliarde acum din avansul acela, se vor arunca banii peste țară, se va reuși să-și întoarcă imaginea și să rămână la putere. Cred că se poate rezolva ca și cu primarii PNL pentru alegerea președintelui PNL. Nu se poate face asta. Nu se poate întoarce o asemenea imagine negativă care derivă nu numai din criza politică în sine, ci derivă din lipsa de guvernanță, din lipsa de profesionalism în... E atâta de mult haos în România și o să dăm acum slide-ul pe sănătate. O să comentăm de la ora 22 apropo de ce se întâmplă în România. Nu vă mai repet știrile sau informațiile, ați văzut, peste 200 de morți astăzi, 10.000 de infectări, apropo că e weekend și mâine probabil o să crească cifrele. Ați făcut un studiu sau cei de la IRIS au făcut un studiu pe vaccinarea în școli. Slide-ul ăsta vreau să-l prezentăm. Dacă ați avea de ales între următoarele situații, pe care ați alege-o? 70% dintre respondenți spun că copilul meu să nu se vaccineze și să participe la școala în format fizic. Mi se pare halucinant. Halucinant. Și dacă ne uităm în bara de jos, acolo unde sunt caracteristicile eșantionului, uitați-vă la vârstă. Deci tinerii, 18-35, da. Tinerii părinți, 78%, deci peste această cifră, spun că vor să-și trimită copilul la școală nevaccinat. Apoi, în format fizic. În format fizic. În format fizic. La educație. Cei cu studii superioare, adevărat, sunt un pic sub asta. Dar uitați-vă, 65% la studii superioare. Și atunci care explicația? Le este frică să nu-și piargă locurile de muncă? Dacă nu-ți trimiți copilul la școală și trebuie să-l țin online, trebuie să stai cu el acasă, presupun. Probabil că este o presiune care vine și de aici. Dar cred că este și datorită unui management prost al comunicării guvernamentale din această perioadă. Campania de vaccinare a omorât-o premierul Câțu în 15 mai când a anunțat că noi am învins COVID-ul. Atunci s-au golit secțiile de vaccinare. Am învins COVID-ul valul 3. Și nu ne-am pregătit deloc pentru valul 4. Oamenii s-au speriat acum de toate lucrurile și eu cred că și lipsa de măsuri compensatorii pentru cei care stau acasă cu copiii și faptul că nu suntem pregătiți pentru școala online și oamenii sunt speriați de faptul că nu își pot face copiii educația care trebuie, duce la această aberație. Mi s-a părut foarte trist acest sondaj pe care l-am văzut, această cercetare pe care au făcut-o. Da, un alt slide foarte important, să-l comentăm. Bun, e un studiu sociologic evident. Aici am remarcat eu apetența cu care mint românii în studiile sociologice. Întrebarea e simplă, de la debutul pandemiei, dumneavoastră personal ați fost infectat cu acest virus și răspund nu 79% că n-am fost infectați. Evident, toate datele adevărate, statistice ale Ministerului Sănătății spun că undeva la 35-40% din români au trecut prin boală, au făcut COVID. Dar le este rușine să recunoască. Sunt estimări pentru o parte, 10-15%, care au ajuns, da. Le este rușine probabil să spună într-un studiu sociologic că s-au infectat. Și ce dacă m-am infectat? Cifra asta de 17% sau 18% dintre aceștia... Da, odată. Da, deci au recunoscut deci doar aceștia, atât. Aceștia corespund oarecum cifrelor oficiale, dacă legi toate cifrele oficiale a celor care au ajuns în sistemul sanitar. Păi sunt foarte mulți care nu au fost raportate. Foarte bolnăvire. Mulți care nu au fost raportați. Nici nu putem să estimăm asta. E adevărat, Ministerul Sănătății spune că așa, ar mai fi vreo 10% care au fost infectați și n-au spus, mai ales oameni tineri care au dus boala pe picioare și nu au ajuns la spital. Mulțumesc pentru prezență, domnule Dâncu. Am ratat, mai aveam niște imagini interesante. Data care vine cu siguranță o să le difuzăm. Va fi tot așa o surpriză. Mulțumesc pentru prezență. Urmează a doua parte a emisiunii. Dezbatem despre pandemie. Situația este complicată. Sunt deja 10 de mărturii ale medicilor care nu mai fac față
în spitalele, la terapie intensivă, la secțiile de primiri urgențe cu aceste cazuri. Vedem ce se întâmplă mâine. Mâine începe o săptămână de foc. Vedem dacă avem guvern în România stabil în următoarele luni. Scurtă pauză și revenim.